Asta este o discuție a premierului care a anunțat că va avea o discuție cu președintele PSD. Ce mă privește pe mine, eu cred că Planul Național de Reziliență și Recuperare este rodul unei consultări ample care a fost făcută în societatea românească, consultare la care au participat practic aproape orice actor important din societate, că e vorba de patronate, de asociații profesionale, de asociații ale autorităților locale, de grupuri reprezentative. De asemenea, la nivelul Parlamentului, oricând la nivelul Comisiei de Afaceri Europene a fost necesară furnizarea de informații legate de PNRR, reprezentanții guvernului au prezentat informațiile care le-au fost solicitate cu privire la PNRR. PNRR-ul nu pot să-l aprob în Parlament, PNRR-ul este în discuții, în negocieri, în definitivare. Este foarte complicat să facă obiectul unei dezbateri parlamentare.